În cadrul unei prezentări a bilanțului pe anul școlar 2012-2013, ministrul educației Remus Pricopi a anunțat că din 2015 vor intra la liceu doar acei elevi care obțin la examenul de capacitate cel puțin media 5. Întrebați dacă sunt de acord cu noua metodă de admitere la liceu, sălejenii au dat aviz favorabil propunerii ministrului. Foarte important, păsăciale peste 5. Când am fost în timpul lui Ceaușescu, trebuie să învețe școală, ca să meargă la școală, nu stă la țigară, la cafea, în baruri, trebuie să învețe. Că cine învață are carte și parte. Nu cred că ar fi corect ca să intre cei cu medie de 5 și 2 la liceu, pentru că lucrez în Breazlă, în învățământ și știu cu ce ne întâlnim la ora actuală. Foarte greu, foarte greu. Dar credeți că este corect ca, nu știu, elevii care au 2 sau 3 la capacitate să intre la un liceu? Nici vorbă de așa. Nu fac față nici la o școală profesională. Ar trebui să se pună foarte mare bază pe ciclul primar, unde e și gimnazial, pentru că vin la liceu și sunt foarte mulți copii care nu știu scrie. Sau trebuie la capăt corect față de elevii care învață mai bine. Media de admitere în liceu a fost calculată până în anul școlar 2013-2014 ca media aritmetică între media notelor de la evaluarea națională și media generală a anilor de gimnaziu. Din anul școlar 2013-2014, la calcularea mediei de admitere în liceu, media de la evaluarea națională va reprezenta 75% față de 50% în anii trecuți, scăzând astfel la 25% ponderea notelor din ciclul gimnazial.